Târgul ofertelor educaționale a ajuns astăzi la cea de-a 20-a ediție. Astăzi am deschis târgul ofertelor educaționale. Practic fiecare unitate de învățământ liceal își prezintă oferta atât pentru învățământul liceal teoretic, cât și pentru vocațional și învățământul tehnic și profesional. Îi așteptăm pe toți elevii din municipiul Buzău și din județ să participe și să vorbească cu colegii lor mai mari, liceeni deja, ca să-și culeagă acele lucruri poate mai puțin formale, evident și informații privind numărul de locuri în liceele pe care și le doresc, media cu care s-a intrat în anii trecuți, oferta de programe opționale sau proiectele, programele pe care fiecare liceu în parte le are. La fiecare stand amenajat de liceele teoretice, tehnologice și vocaționale din municipiul Buzău, elevii de gimnaziu sunt întâmpinați de elevi și profesori care le pot da amănunte despre oferta de anul viitor. Avem profilurile de filieră vocațională la clasele 1-4 tenis de masă, 5-8 fotbal, handbal și atletism, filieră teoretică clasele 5-12, 9-12, științele sociale ale naturii și filologie. Avem ca bază de materiale sală de sport, de atletism, teren gazonat de fotbal, avem un cămin, cazare la internat, este cu preț inclus, masă la acolo, data de acolo, și echipamente sportive. Vă invit la liceul Dimitrie Filipescu Buzău, deoarece avem un profil unic, tehnician metrolog. Noi suntem un liceu cât de cât ok, din punctul meu de vedere. Dacă suntem un liceu tehnologic, asta nu înseamnă că o să devenim vânzători la magazinul din colț, ci chiar o să devenim niște oameni în societate foarte bine pregătiți, deoarece acest liceu nu ne învață doar despre Eminescu sau Ion Creangă, ci cum să ne descurcăm în viață. Vă aștept cu mare drag și suntem dornici să vă avem colegi. Să vină cu încredere, sunt profile foarte, foarte bune. Profesorii sunt de treabă, înțelegători. Tu ca experiență? Da, am prins experiența. Am venit recent dintr-un proiect în Spania și a fost bine. Avem profesori, în primul rând, foarte bine pregătiți și este un liceu foarte frumos și ca profil, adică avem și profile pedagogice și real și uman. Anul acesta, spre exemplu, avem și un profil real, matematică-informatică. Avem la uman o clasă de științe sociale, și două de filologie și la profil vocațional două de învățători educatoare și un profil nou, o clasă de educatori puericultori, adică creșă. Astăzi sute de elevi de gimnaziu au vizitat târgul, iar unii dintre ei chiar au decis la ce liceu vor continua studiile. Văd că ai consultat mai multe oferte, ce anume tare atrage? Artele. De ce? Păi, mi se pare un liceu foarte interesant. Cam ce te-ar interesa? M-ar interesa colegiul economic și poate pedagogic. Pe mine m-ar interesa pedagogicul. De ce? Nu știu, acolo a fost și sora mea și știu ce și cum a fost și mi-ar place tot acolo. Ești hotărâtă deja? Da, vreau să merg pe estetică și mi-a plăcut foarte mult atunci când am fost. Am văzut că este un liceu foarte frumos, foarte curat, profesorii sunt foarte buni cu noi, ne-au vorbit frumos. Și acolo m-am decis să merg, siguranță. I-am provocat pe câțiva dintre profesorii cu putere de decizie în educația buzoiană să ne spună ce liceu ar alege dacă ar fi acum absolvenți de gimnaziu. Este o întrebare grea pentru mine. Eu aș spune așa, că un elev trebuie să-și aleagă liceu în funcție de competențele, aptitudinile pe care le are. Eu nu aș putea recomanda unui copil cu rezultate foarte slabe în gimnaziu să-și aleagă un liceu teoretic. Dacă dumneavoastră ați fi acum viitor absolvent de gimnaziu, ce liceu ați alege? Mi-e greu să vă spun, vă dați seama. Eu sunt absolventă de Colegiul Mihai Eminescu și probabil că aș alege la fel în acest moment. Dar sunt toate liceele cu programe extraordinare,
Mi-ar plăcea să culeg câte ceva de la fiecare, adică acum, dacă aș putea și așa, ca provocare, aș vrea să particip la mai multe cursuri, în mai multe licee. Numai că lucrul ăsta, evident, nu este posibil, dar au programe foarte, foarte frumoase și parteneriate externe. Majoritatea dintre licee sunt licee tehnologice care au și dezvoltă un învățământ profesional dual, învață copiii o meserie, de ce nu până la urmă? Nu trebuie să facem toți școli supra-înalte, e bine să ne pregătim și pentru o meserie căutată de altfel pe piața forței de muncă. Târgul ofertelor educaționale va fi deschis și mâine, între orele 9-17.